Orașul Cernavodă se pregătește să devină un furnicar. În câteva luni vom vedea aici construcții noi care încep, vom vedea șantiere de lucru. De ce sunteți motivați să faceți toate aceste lucruri? Adică, nu știu, nu le-ați văzut până acum Cernavodă? O să spun om, a venit primarul ăsta nou și face treabă. De ce credeți că nu s-au întâmplat și ce vă motivează să le faceți acum? Nu cred că am o motivație pentru că a venit primarul nou. Eu cred că așa trebuie să fie. Eu cred că așa este normal. Orașul are nevoie de străzi, orașul are nevoie de obiective noi, orașul are nevoie de un parc frumos, are nevoie de o promenadă frumoasă, are nevoie de o piațetă frumoasă, are nevoie ca toate străzile să fie asfaltate, trotuarele să fie, să poți să calci corect pe un trotuar fără să-ți rupi picioarele. Astea sunt chestii normale, deci nu văd că trebuie să vii să faci tu. Cernavodă era cunoscut până acum și este cunoscut pentru centrala nucleară, pentru podul de la Cernavodă. Ar putea să fie cunoscut peste un an sau doi pentru proiectul Esplanada. O zonă care arată cu totul altfel, este gândită într-un alt fel. Haideți să ne spuneți ce va fi acolo de fapt. Înainte să ajung la Esplanada, tocmai asta spuneam colegilor mei înainte să avem acest proiect cu Esplanada. Ăsta este un alt proiect, acum vreau să fac o paranteză. Pentru că ați amintit centrala. Noi de fiecare dată când vorbeam despre Cernavodă, ne identificam cu centrala nucleară. Și era și normal, firesc, tot respectul. E singura din România. Pentru că dacă centrala nucleară poate nu exista, Cernavodă nu avea atâta amploare. Chiar și pe plan național și de ce nu internațional. Ei, dar ce întâmplă? Centrala nucleară are și limite. Toată atenția a fost îndreptată către centrala nucleară. E, ce se întâmplă? De fiecare dată m-am întrebat, bine, dar totuși, de ce nu ne întoarcem cu 180 de grade și privim și către zona portoară? Zona portoară care, de fapt, este în suferință, că în realitate acolo nu se întâmplă nimic. De ce nu se întâmplă nimic? Pentru că probabil nu a fost interes, sau poate știu eu, la nivel național nu a existat ca și obiectiv, sau poate la nivel local nu a existat ca și obiectiv pentru că a fost centrala nucleară și a trebuit să le umbrească pe toate. Ok. Centrala nucleară a ajuns într-o situație de limită. Și când mă refer la limită, ca și posibilitate de angajare, de ofertă a tot ceea ce se poate oferi ție ca și cetățean al acestei localități, și a ajuns cumva la saturație. Asta nu înseamnă că noi trebuie să stăm acum, posibil conservați, pe centrala nucleară. Trebuie să vină momentul când trebuie să te desprinzi și trebuie să te orientezi către alte zone. E, una din aceste zone nu poate fi decât zona portoară. De ce? Noi suntem în zona în care, prin portul Cernavodă, anual trec aproape 28.000 de nave. Știe cineva asta? Nu știe nimeni. O știți dumneavoastră pentru că ați fost da, acolo atâția ani. Da, știți că în bugetul acestei localități nu intră nici măcar un leu? Nu. Și totuși aceste nave trec prin portul Cernavodă. Bun, agenții economici nu au nicio vină prin faptul că ei nu opresc în port și nu prestează activități, pentru că nu li s-a oferit posibilitatea aceasta. Înțelegeți? E, ăsta este motivul pentru care am spus, dumne, haide să ne orientăm și către această zonă. Mă face să cred, din ce spuneți, că e un proiect de suflet, un proiect la care țineți foarte mult. Cum v-am mai spus și data trecută, gândiți-vă că acolo stau de 23 de ani. Nu se poate. Eu știu tot ce mișcă acolo. Eu știu tot ce se întâmplă acolo. În sensul, eu știu toată bucuria oamenilor de acolo. Știu tot necazul, știu toată suferința. Știu absolut tot ce se întâmplă acolo. Și știu ce se vrea. Și în condițiile alea este normal că este un proiect de suflet. Zona aceea. Ăsta este și motivul pentru care, probabil, am ținut să facem această zonă de promenadă în zona apei. Haideți să descriem puțin ce vor vedea oamenii care vor veni acolo și nu mă refer numai la Cernavodem, ci și la turiștii care pot să ajungă acolo cu nave de croazieră sau știu, alte mijloace de transport. Păi este o zonă cu... numai spațiu verde va fi. În primul rând va fi doar spațiu verde, vorbim doar de promenadă. Va fi o zonă de spațiu verde care se află între canalul Dunăre-Marea Neagră și o stradă pe care o numim strada Portului, așa se numește ea. Dar această
acest proiect, de fapt, este format din trei proiecte. Este o zonă de promenadă care se întinde de la gara fluvială până la podul Sfânta Maria. Este prima secțiune. Este cea de-a doua secțiune care este tot pe malul canalului, pe malul stâng. Este de la podul Sfânta Maria până undeva la El Comex. Și până este cea de-a treia, unde se întinde de la El Comex până undeva într-un canal de derivații, așa-l numim noi, unde se intenționează a se face pe viitor un port pentru ambarcațiuni de agrement, nu port turistic. Nu. Port pentru ambarcațiuni de agrement, unde navele micuțe să poată să staționeze, pentru că sunt cetățeni care au ambarcațiuni de agrement și nu au unde să le lasă în staționare. Ce va însemna acest proiect pentru turiști? Ce vor putea să facă, să vadă? A spus o zonă verde. Este o zonă în care cu siguranță vor admira peisaje frumoase, au apa la dispoziție. Toate aceste lucruri, vreți ca orașul să se iușească, să se întoarcă cu față către apă? La urmă, lasă-mă ce idee. Cu siguranță. Asta vreau să vă și spun. Cu siguranță. În această zonă o să avem un proiect cu o piscină semiolimpică care este chiar în zona aceasta. În partea de nord a promenadei o să fie un fel de scenă, amfiteatru, unde putem să proiectăm filme în aer liber, ceea ce o să fie o premieră. Cu siguranță Cernavodă n-a văzut așa ceva până acum. Și o să vedeți că așa va fi. Și pe partea de sud-sud-est o să fie un fel de zonă comercială, unde vor fi scoase spații comerciale, unde omul poate să și servească ceva în condițiile în care își dorește să traverseze promenada de la un cap la altul, să mai și găsească câte ceva. Și de ce nu? Asta este o idee pe care am avut-o ulterior. Putem pe viitor să facem zilele orașului Cernavodă chiar în acea zonă, pentru că deja ne permite zona. Bun, toate acestea sunt foarte bine pe hârtie. Când le vom vedea în realitate? Când sperați să demareze mai întâi proiectul? În ce stadiu este acum, eventual putem să vorbim și despre asta? Și când sperați să fie finalizat acest proiect? Aceste proiecte, mă refer la Via Verde și la piscină, acestea sunt proiecte multianuale. O să fie cel puțin 2 ani. Acum, pe data de 19, luna aceasta va fi deschidere de oferte pentru proiectare, pentru Via Verde. În august va fi pentru piscina. Vor începe lucrările, probabil în toamnă. Anul pe vremea aceasta, cu siguranță, deja trebuie să contureze ceva. Bun, asta înseamnă că până la sfârșitul mandatului veți avea ce să arătați oamenilor ca să facă. Cu siguranță. Vorbim doar de acea zonă, dar proiecte mai sunt și alte. Pentru că tot ați vorbit de acea bazin olimpic, nici așa ceva n-a văzut Cernavodă până acum. De ce credeți că ar avea nevoie Cernavodă de un bazin olimpic când nu mai poate să ducă să facă baie în Dunăre sau și în alte zone amenajate? De ce ar merge într-un bazin olimpic? Nu cred că are vreo legătură. Așa e ca și cum v-aș întreba eu, dar de ce hotelul de pe plajă are și piscină? Că poate să facă în baie în mare. Deci nu, are nevoie cetățeanul, pentru că această piscină olimpică, semi-olimpică, este funcțională și pe timp de iarnă, ea este acoperită. Diferența între apă și temperatura interioară este de 8 grade până la 10 grade. Pe perioada de iarnă, copiii pot merge să-și facă, de ce nu, poate și exerciții medicale unii. Noi avem un club, de ce nu putem să înființăm încă o secție de not, da? Și de ce nu după ora 4, când veniți la serviciu, să nu mergeți să faceți două ture de bazin, să mergeți să alergați, faceți două ture de bazin și vă simțiți ca și nou, nu? Sunteți înotător? Vă tentează să faceți acest lucru? Da, cu siguranță. Veți merge acolo? De-abia aștept. Vă dați seama că nu pot. E, sufletul meu acolo este, lângă apă. Cred că dacă ar trebui să mă despartă cineva de apă, cred că nu știu ce mi s-ar întâmpla. Nu pot.
Acest bazin olimpic spuneați că va fi deschis și iarna. Sperați să, eu știu, să se nască de aici, poate, eu știu, viitor sportiv. Cernavodă pare acest potențial, un oraș mare. Nu, asta ne-am propus. Nu asta ne-am propus. Cernavodă are un club sportiv și noi facem sport de masă. Nu ne propunem să facem performanță. Și să revin la acest bazin, pe timp de vară acest bazin va fi decopertat, unde cetățenii, dar cred că în special doamnele, doresc să se bronzeze probabil. Și este mai mult un bazin de relaxare. Este un bazin unde oamenii pot să-și petreacă timpul liber. Deci nu ne propunem să facem performanță.